Pretențiile nu sunt foarte ridicate pentru locuitorii orașului nostru. Agențiile de turism ne-au informat că reghinenii au ales în mare parte să își petreacă zilele libere în țară, iar cei mai mulți au optat pentru pensiunile agroturistice din zona noastră. De 1 mai, cu ocazia că avem acum mai multe zile libere din partea statului, majoritatea reghinenilor au optat pentru vacanțe la pensiunile agroturistice și din zona noastră, dar și din nordul țării, din zona Maramureș. Nici anul acesta străinătatea nu a fost dată la o parte pentru mini-vacanța de 1 mai. Unii dintre ei au plecat în Spania, spre exemplu, sau și în Portugalia, unde mai departe, dar au fost și câțiva care s-au hotărât să facă o excursie până pe litoralul bulgar, prețurile de acolo atrăgându-i cu precădere. Rezervările au început din timp și pentru sezonul estival. Astfel au fost cumpărate o serie de pachete turistice cu diferite promoții. Prețurile sunt făcute pentru toate buzunarele, astfel ca fiecare să poată petrece după preferințe. Pachetele pentru 1 mai au început undeva de la 55-60 de euro de persoană pentru 3 nopți, cu all inclusiv la promoțiile de 1 mai pentru mini-vacanță. Dacă nu ați ales încă o destinație pentru această mini-vacanță sau pentru vară, ar fi bine să vă grăbiți dacă vreți să mai găsiți locuri libere în destinațiile dorite.